România nu a scăpat de pesta porcină africană. Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor anunță că există pestă porcină africană în 77 de localități din 18 județe, cu un număr de 192 de focare. În alte 6 județe există doar cazuri la Mistreți. Potrivit autorităților veterinare, în total au fost omorâți până în prezent 370.000 de porci afectați de boală și au fost stinse 1.240 de focare. Cele mai afectate județe sunt Tulcea, Brăila, Ialomița și Călăraș. Se împlinesc aproape 2 ani de când pesta porcină africană a fost semnalată pentru prima dată în România, în județul Satu Mare. De atunci și până acum au fost despăgubiți aproape 9.000 de proprietari, cărora li s-au omorât animalele, valoarea totală a plăților fiind de 253 de milioane de lei. ANSVSA informează că evoluția bolii este permanent monitorizată prin examene clinice și de laborator, iar zilnic se analizează situația existentă. Pentru a împiedica răspândirea bolii, toate animalele suspecte trebuie sacrificate și neutralizate. ANSVSA face precizarea că pesta porcină africană nu afectează oamenii și că nu există nici cel mai mic risc de îmbolnăvire, singurul impact fiind cel de natură economică.